Mergem? Trebuie să mă uit în cameră. Ok, nu folosiți asta, nu? Tăiați la montaj. Deci asta chiar nu știu. Să lucrezi la casting a fost o provocare? A fost un proiect interesant. Ceva unic, care nu știu dacă s-a mai făcut la noi. Echipa a fost tânără, m-a ținut în priză continuu. A fost o experiență extraordinară. A fost fun, a fost fun, a fost curt, a fost intens. Așa a fost, am râs mult. Mi se pare că e chiar un serial legit, amuzant. S-a depus foarte mult efort. Dificil, dar frumos. Vreau să facem sezonul 2. Clar, adică, da. Tot serialul este fun. Este greu să aleg un singur moment fun. Era un moment din ala romantic în care Vali se ridică, apare în cadru, în spatele ei a venit Johnny Codelițe și ne-am dat avint așa o salcie care a pleznit peste față. Am pregătit totul în slow motion fiecare moment și nu ne-am așteptat să ne pocnească o salcie. Sunt niște fete deosebite. Niște personaje cool. Au o relație care merge și care e și dăunătoare, dar și productivă. Ele patru femei, eu o femeie, la camera am avut o femeie. You get the point. Cât ți-a dat obositor? Nu există o preferată, sunt minunate toate patru. N-am o preferată, îmi place câte ceva de la fiecare. Gina, bineînțeles. Hai să ne eliberăm de toate gândurile negative. Hai, fiți generoase, vă ascult. Gina este total nerealistă. Este evident visătoare. Mișo, tu ce zici? Gina e zen. E crazy așa, cu chestii ezoterice. Îmi place la Gina că e flu-flu, așa, flower power. Cred că te gândeai la mine. Vali e un vis. Vali e mai plăpând, așa. Pare așa mai la locul ei. E și aia visătoare, dar ea măcar e visătoare în concret, adică în zona reală. V-am zis să nu mergem cu roabla asta? V-am zis că e o tâmpenie, ce facem? Vali este cu capul mai pe umeri. Îmi place de Vali că nu reacționează. Dacă reacționează, are așa câte un punct de vedere amuzant. Da, mulțumesc. Adevărul e că traficul de arme îmi deschide un nou spectru de posibilități. Această oportunitate pe care mi-o oferi tu, o măreață, Carmen. Auzi, știi ceva? Dacă mai continui cu ironiile astea, pun mâna direct pe telefon și sun la poliție. Ce zici de asta? Carmen este o fată deșteaptă. Foarte părpăreață. Pragmatică. Da, hai fetele, că ăsta e momentul nostru, da? De la 6 dimineața suntem aici pentru asta ne-am pregătit. Hai, spatele drept, drept, nu strălunta. Personajul care tot timpul are sau încearcă să aibă o soluție, un plan. Rațiunea grupului și spune lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori sunt dureroase. E rea. Nu cred că ai spus asta. Deci n-ai spus asta. Ce să spun, marea divă eșoată venită de la Londra, care n-a făcut nimic? Da, are cunoștințele dubioase. De ce te vedea chelcășos? Aliuță Biastalis? Ideile la limita legalității, dacă nu ilegale. Vorbisem la telefon cu un anume... Bojo! Eu! Ok. Și Marfa? E o actriță adevărată. Unis, pe trecut timp, că ne știm de 15 ani. Datorită ei am și ajuns să lucrez la acest proiect și vreau să-i mulțumesc pe calea asta, dacă se poate. Cheers! Miss este conștiința, este cea cumpătată. Îmi place la Miss că e grijulie și are un pic de OCD și seamănă cu mine. Tot timpul le implică într-o activitate, fie pentru fete, fie pentru copiii de la grădiniță. Inocentă și naivă așa și copleșită uneori. Vrea să facă mult bine, dar e undeva într-o lume fantastică. Îți place să mai pleacă un pahar peste cap în când în când.
Sunt bătuță o leacă. E o experiență de viață prin care trec majoritatea actrițelor. Te uiți la ceva care nu o să te deprime, are reality check-ul necesar, este și amuzant și sunt fetele mișto. Patru personaje bine conturate, cunoscime. Nu se plictisească cu siguranță. Are aerul ăla fresh de cereale din afară, la care ne-am uitat toți și ne-a plăcut. Viața unui actor este interesantă pentru oricine. Și? Oi, vrea ciorbă? Da, ai? Nu, n-am! Publicul speriat de filmul românesc minimalist în care cineva mănâncă o ciorbă o oră, nu mănâncă nimeni ciorbă. Cel puțin la mine în episod, nu mănâncă nimeni nimic. Este un serial complet, e merită văzut. Mă gândeam ce drăguț ar fi să dai subscribe.